Reabilitarea și modernizarea parcului Șipote are la bază cele mai bune și viabile intenții din partea executivului de la Primăria Municipiului Suceava. Dezbaterea publică pe proiect s-a încheiat, iar specialiști licențiați în domenii specifice, peisagistică, arhitectură, horticultură, vor căuta cele mai bune variante pentru a le structura. Acolo unde voci din spațiul public văd doar interese obscure și manipulări în acest proiect, primarul Sucevei Ion Lungu identifică preocupări sănătoase care vor aduce relaxare și plăcere celor care vor poposi în parcul Șipote. Sunt foarte multe propuneri și le mulțumim sucevenilor că a fost foarte activ la acest capitol, la trimiterea de idei, de observații, propuneri la Primăria Municipiului Suceava și mulțumesc filialei arhitecților, Ordinul Arhitecților din România, filiala Suceava, pentru că au încercat ei să sintetizeze aceste propuneri și mi-au trimis principalele observații grupate, ca să spun așa. Și aici am văzut că, în primul rând, s-a implicat domnul Andriu, care este președintele OAR-ului la Suceava, la fel arhitecți renumiți la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu din București și alții. Deci, în primul rând, completarea și rafinarea temei de proiectare în sensul precizării și clarificării obiectivelor care trebuie urmărite și atinse. Clarificări suplimentare privind rezolvarea acceselor și aspecte legate de mobilitate urbană. Aprofundarea problemelor legate de protecția mediului, protecția vegetației valoroase a patrimoniului dendrologic și silvic. Aspecte și precizări principale legate de protecția monumentelor istorice și de arhitectură din zona limitrofă. Soluții concrete privind valorificarea completă a patrimoniului turistic adiacent zonei studiate. Oportunitatea consultării și colaborării cu specialiști din domeniul peisagistic, silvic și dendrologic. Identificarea unor soluții de preluare a unor idei interesante care au fost făcute legate de zona studiată, respectiv zona de agrement a municipiului, parcul dendrologic, cetatea de scaun a Sucevei, exemplificăm prin propunerea de realizare unui traseu de telegondole care se lege zona centrală de cetatea de scaun, mănăstirea Zamca, cu traversarea parcului Șipute sau edificarea pe platoul cetății de instalații tip roată Belvedere, de care ar putea profita din plin atât locuitorii municipiului, cât și turiștii aflați în tranzit. Dumnealor, propun să facem o comisie tehnică extinsă la sediul primăriei municipiului Suceava, în care să invităm principalii specialiști să avem aceste discuții. Sigur, vom face acea dezbatere publică care am spus-o. Și totuși se rezultă foarte clar de aici că fiecare, sigur, că vine cu o idee, ca să putem concretiza, vom face un concurs de proiect pentru acest proiect, zonă de agrement Parc Șipote, și voi lua inițiativa sau un proiect de hotărâre în ședința Consiliului Local din data de 25 martie, să aprobăm în Consiliul Local, să facem o comisie de proiect și pentru această zonă de agrement, în așa fel încât să ne asigurăm că în final va fi aleasă soluția cea mai bună. Deci sunt de acord să facem acest concurs de proiect, voi iniția acest proiect de hotărâre în Consiliul Local în ședința din data de 25 martie și sigur, în juriu, ca să spun așa, vor fi specialiști din toate părțile, arhitecți, peisagiști, dendrologi, toate, mă rog, persoanele care sunt specializate în acest sens, în primul rând arhitecți și, așa cum am spus, celelalte categorii. Parcul Șipote Cetate, cunoscut și sub numele Parcul Șipote sau Parcul Cetății, este un parc dendrologic amenajat în partea de sud-est a municipiului Suceava, în imediata vecinătate a cetății de scaun. El se află pe valea Pâraielor Șipot și Cetății. Principalul monument din parc este statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare, operă a sculptorului Iftimie Bârleanu, dezvelită în anul 1977. Parcul Șipote Cetate se întinde pe o suprafață de 7 hectare. El a fost amenajat între anii 1975-1977, când s-au trasat alei, peluze și rondouri de flori, s-au amenajat locuri pentru joaca celor mici, s-au construit terenuri sportive și o cabană-restaurant, s-au amplasat elemente decorative. Parcul a fost împărțit în 4 sectoare, vegetație de munte, deal, câmpie și vegetație de luncă. S-a plantat circa 95% din suprafață cu aproape 7.000 de puieți.